Bună, dragi copii, bine v-am regăsit la o nouă lecție de educație juridică. Mă numesc Cezar Bârșie, sunt avocat în Barou Timiș, și astăzi, în lecția de astăzi, o să discutăm despre circulație și călătorii. Aici o să ne referim câte puțin, o să vorbim un pic despre codul rutier, o să discutăm despre circulația ca pieton, circulația cu bicicleta circulația cu scuterul și ATV-ul. De ce nu? Pentru cei care deja ați împlinit 18 ani și poate vă luați permisul de conducere cu mașina. Bineînțeles, cum circulăm cu taxiul, cu metroul, cu trenul. De asemenea, ce drepturi și obligații avem când circulăm cu autobuzul și cu tramvaiul, cu trolebuzul, bineînțeles, cu avionul. Și dacă tot am depășit Încet, încet această perioadă de stat în casă a pandemiei, de ce nu și circulația în spațiul UE, spațiul din afara României. Aș zice să începem. Astăzi o să vedeți că emisiunea este diferită de celelalte, în care nu ne vedem, dar o să discutăm toate lucrurile pe. Slide-uri pe PowerPoint, și voi veți avea posibilitatea să citiți, în timp ce eu o să vă povestesc din lucrurile pe care, astăzi, mi le-am propus în timpul acestei lecții. Deci, așa cum vă spuneam, astăzi discutăm despre circulație și călătorii. Circulația, în principal, în toate țările. Și de asemenea și România este reglementată de legi respectiv de codul rutier. Orice persoană are dreptul să călătorească așa cum și puteți citi. Este prima fază și cea mai importantă, dreptul de a călători o are orice altă persoană, sigur care este liberă și nu este restricționată în mod evident de o răj de care îi. Limitează circulația. În funcție de mijlocul de transport, avem anumite drepturi, avem anumite libertăți, și sigur că avem, din păcate sau din fericire, avem și reguli pe care trebuie să le respectăm, tocmai pentru a ne putea deplasa în siguranță. Bun, participanții la trafic că suntem pieton, că suntem cu mașina, că suntem pe biciclete, avem de respectat anumite reguli. Semnale, indicații, semnele speciale de circulație, dacă circulăm pe drumurile publice, sigur că trebuie să acordăm prioritate mașinilor de poliție, salvare, pompieri, jandarmerie și așa mai departe, dacă, de exemplu, avem restricții de trafic sau de acces pe anumite drumuri, avem anumite semne și pe care trebuie să le respectăm. De exemplu, mergeți în trafic, ați călătorit cu părinții cu mașina și ați observat că avem pe drumul public la un moment dat stopuri care reglementează circulația pe un singur sens atunci trebuie să respectăm dacă stopul este pe culoare verde, mod evident putem trece dacă este pe roșu, chiar dacă nu vine nicio mașină din sensul opus mă rog, pe sensul respectiv, pe unicul sens de mers trebuie să așteptăm schimbarea acestei culori pentru că altfel ne putem întâlni pe acel sector de drum cu o singură bandă de circulație, cu o altă mașină și, în mod evident, ea având prioritate, noi intrând pe o altă culoare decât cea verde, deja nu mai respectăm reguli de circulație și ne punem viața în pericol atât a noastră cât și a celorlalți participanți la trafic. Așa cum știți sau ar trebui să știți, odată cu împlinirea vârstei de 14 ani, puteți fi sancționați și pentru nerespectarea acestor reguli de circulație. Puteți fi sancționați contravențional cu amendă sau avertisment. Quantumul este sigur redus la jumătate pentru că sunteți minori. Discutăm până la 16 ani. După vârta de 16 ani, Chiar dacă sunteți minori, dar ați depășit această vârstă, puteți fi sancționați și cu prestarea unei activități în folosul comunității. Bun. Și acum să le luăm pe rând, câte puțin din fiecare. Circulația ca pieton, circulația cu bicicleta. Păi dacă suntem pietoni, în mod evident, trebuie să mergem pe trotuar dacă nu avem trotuar și sigur că toți mai mergem la bunici unde există drumul național care trece prin localitate, dacă nu este trotuare, trebuie să știți foarte bine că circulația se face pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea sa, dacă nu există sigur un mic refugiu pe marginea asfaltului. Dacă avem și suntem neprinde cumva seara, este bine să fim fie să avem îmbrăcăminte fie să fim vizibili cu lanternă. Bun. Nu cred că este cazul, și știți foarte clar: dacă avem de traversat strada, aceasta se traversează prin loc marcat. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că obligația pietonului este să se asigure. Aceeași obligație o are și conducătorul auto, dar. Noi avem o obligație de a ne asigura în momentul în care traversăm această stradă pe trecerea de pietoni, unde conducătorul auto este obligat să ne acorde prioritate de trecere. Dar, chiar dacă el este obligat, și noi trebuie să ne asigurăm că acest conducător auto este atent și oprește faptul că avem o trecere de pietoni și că avem un drept să trecem pe acolo și ceilalți conducători au o obligație de a opri, asta nu înseamnă să nu ne asigurăm. Dacă, sigur, ne dăm jos dintr-un autobuz sau dintr-un tramvai sau dintr-un orice alt mijloc de transport, strada se traversează prin spatele acestui vehicol, de ce să putem vedea mașinile care Dacă, de exemplu, suntem pietoni, dar ne dăm cu rolele sau avem skateboard, hoverboard, de ce nu, segway, trebuie să respectăm regulile pentru pietoni. Clar, deci mergem cu rolele, suntem pietoni, mergem cu skate-ul, mergem cu uh, hoverboard-ul clar suntem pietoni și respectăm aceste reguli. Dacă merge cu bicicleta, și acum, pentru că putem merge cu bicicleta, putem ieși din casă, putem circula, oarecum mai liber decât în această perioadă în care ați fost, să zic așa, ținuți, obligați să stați în casă, putem să ne dăm cu bicicletele. Foarte bine! Până la 14 ani, nu ne putem da cu bicicletele pe drumurile publice nici măcar pe trotuar. Deci ne putem da cu bicicletele în parcuri, în locuri special amenajate. În curtea școlii sau pe străzi care nu au circulație uh, a mașinilor. Bun, am depășit 14 ani, putem să mergem cu bicicleta, dar mergem cu bicicleta pe pistele amenajate. Dacă Stăm în oraș și avem aceste piste de biciclete amenajate. Dacă nu, putem merge pe trotuar, pe o parte a trotuarului, ca să nu incomodăm pietonii. Foarte important: nu mergem fără să ținem bicicleta de ghidon. Nu mergem cu mâinile. În buzunar, nu mergem cu mâinile pe telefon, în timp ce pedalăm, fără să ne ținem de ghidon. Nu știm niciodată când intervine fie un pieton, fie o denivelare, și atunci ne putem accidenta sau, dacă suntem pe marginea uh, unei șosele, putem cădea în fața unei mașini. Și sigur putem fi accidentați, acel conducător auto, neavând nicio vină că noi nu am condus bicicleta și am mers fără mâini. De asemenea, foarte important la mersul cu bicicleta. Merge cu bicicleta și traversăm strada. Pe zebră. Nu avem voie să mergem cu bicicleta călare pe bicicletă pe zebră. Pe zebră ne dăm jos, acolo o traversăm pe lângă ea. Este foarte clar, codul rutier specific acest lucru trebuie să mergem pe lângă bicicletă. Pentru că altfel am fi considerați vehicul și trebuie să respectăm alte reguli. În mod evident, dacă Doamne ferește, s-a întâmplat să consumați din greșeală băuturi alcoolice, nu vă urcați pe bicicletă. Așa cum nu aveți voie să conduceți un autoturism sub influență, așa nu aveți voie nici să vorcați pe bicicletă. Și dacă tot discutăm de mesul pe bicicletă și suntem mulți prieteni și ne-am întâlnit, nu mergeți câte doi pe bicicletă dacă bicicleta nu are amenajat sau nu este, să zic așa, echipată cu un astfel de loc pentru a duce încă o persoană. Și foarte important, bicicleta trebuie să aibă sisteme de iluminare, atât de mers de cele de mers în față respectiv far, cât și foarte important stop. Și de asemenea, dacă avem echipament fosforescent, e, mă rog, reflectorizant este foarte, foarte bine. Să avem, fie avem niște benzi fluorescente pe care le prindem de uh, pantalon în partea de jos, fie avem o vestă care în primul nu nici nu costă foarte mult, nici nu cântărește foarte mult, nici nu are o, uh, un volum foarte mare. Este foarte bine să o avem la noi, mai ales dacă ne prinde seara. De ce nu? dacă avem această perioadă și putem circula și avem această posibilitate de a ne da cu scuterul sau cu ATV-ul, este foarte important, foarte important. Puteți să vă dați cu ATV-ul după împlinirea vârstei de 16 ani. Scuterul este până la urmă un vehicol, un cu două roți, cu trei roți, și poate să meargă, unele merg foarte, foarte, unele sunt foarte puternice, chiar dacă ele chiar sunt scutere și le vedem așa micuțe, unele sunt puternice. Putem merge fără, fără permis de conducere dacă capacitatea cilindrică nu depășește 50 de cm cubi. Dacă depășește, deja avem nevoie de permis. Să fie foarte clar, și cu siguranță părinții voștri știu, și dacă nu știu, este bine să le spuneți. Aceste mopede trebuie înregistrate la primărie, deci nu la Poliția Rutieră, ci la primărie, unde se iau plăcuțe de înregistrare și circulăm cu ele pe pista de biciclete. Foarte important de asemenea să purtați cască de protecție această cască de protecție este foarte bine să o purtați și când mergeți cu bicicleta pentru că sunt aceleași pericole vă puteți lovi exact la fel și dacă doamne ferește întâmplă să picați de pe bicicletă așa cum puteți pica și de pe scooter sau de pe ATV acum e firesc să discutăm și discute și ATV, deși sunt mai puțin cei dintre dumneavoastră, dintre voi care vă dați cu aceste scutere și cu ATV-uri. Este bine de evitat până la vârsta de 16 ani, ele sunt oarecum mai puternice, merg un pic mai tare. Voi încă sunteți, sunt, copii, chiar dacă mă rog, unii dintre voi sunteți mai, cu o constituție mai, mai puternică, Totuși este bine de evitat aceste lucruri de a vă da cu scuterul și cu ATV-ul. Asta este un sfat, să zic așa prietenesc. Vorbeam anterior de cei care deja împlinim vârsta de 18 ani și sigur avem posibilitatea să conducem mașina. Vehicul foarte important, nu ne urcăm la volanul unei mașini dacă nu am împlinit vârsta de 18 ani și nu avem permis de conducere. Împlinirea vârstei de 18 ani nu presupune un drept de a ne urca la volan, ci este un drept de a putea susține un examen de a obține permisul de conducere. Odată obținut acest permis de conducere, sigur putem să conducem. În mod evident, odată obținut permisul de conducere, veți cunoaște și sunteți obligați, odată cu luarea examenului, să cunoașteți regulile de circulație. De a nu depăși viteza, de a nu vor ca la volan, de a respecta limitele de viteză în localitate, în afara localității și pe autostradă și foarte, foarte multe dintre aceste reguli. Pot să vă spun că chiar dacă voi sunteți unii dintre voi, aveți obsesivitatea, mă refer și la cei care sunt mai mici, dacă nu aveți înălțimea de 1.35, nu puteți sta în față nu, și aveți nevoie de un scaun de copil. Clar, și dacă stați în spate, toată lumea poartă centura de siguranță și cei care merg pe bancheta din spate. Foarte, foarte important. N-are importanță că sunteți în spate și că în față este tata, mama, bunicii, pentru că, Doamne ferește, într-un caz de accident, cei din spate sunt la fel de expuși ca și cei din față. Puteți ieși prin parbrizul mașinii, prin geamurile laterale. Ușile mașinii se deschid în caz de impact, și atunci este o obligație de a avea aceste centuri de, de siguranță. Acum, pentru că sigur putem circula, putem merge și ne deplasa, urmează să ne putem deplasa, se mai deschide rase, ne putem întâlni cu mai mulți prieteni. Am terminat examenele cei de clasa 8 au susținut, cei de clasa 12 eraș au susținut examen de bacaloriat, ne putem întâlni foarte bine, ne putem merge la, exact cum vă spuneam, la cluburi, la terase sau, de ce nu, la unii alții acasă și terminăm întâlnirea. Cu ce venim acasă? Păi, dacă nu vin părinții după noi, cu taxiul. Păi, dacă venim cu taxiul, avem din nou niște obligații, dar Înainte de drepturi și obligații, cred că avem nevoie de foarte mare grijă. Vă rog, că vă urcați într-un mașină, într-un taxi, comandat un taxi sau merge într-o într stație de taxiuri, vă rog să aveți grijă, în primul rând, la persoana conducătorul auto al taxiului. Dacă vi se pare o persoană dubioasă, dacă nu vă place cum arată, dacă nu vă place cum vorbește în momentul în care deschideți ușa, mai bine renunțați. Foarte important! Dacă sunteți singuri sau singură, stați în spate pe bancheta din spate. Dacă sunteți doi de asemenea, stați pe bancheta din spate. Dacă stați în față, atunci este clar că trebuie să vă puneți centura de siguranță. Și de asemenea, foarte important, când vorcați în taxi, să știți dacă se poate indicativul mașinii. Doi, la momentul la care vă dați jos din taxiu, să cereți bon fiscal. Vă ajută din două puncte de vedere. 1. să știți cu ce taxiu ați mers, iar în cazul în care vă uitați sau pierdeți lucruri, puteți să găsiți mașina după datele de pe bonul fiscal. Dacă, în mod evident, vi se refuză acest lucru, nu aveți obligația de a plăti. Asta în primul rând. Doi, puteți face plângere și sesizare fie la compania de taximetre, fie de asemenea la serviciul 112 la poliție pentru a sesiza uh, acest uh, abuz din partea conducătorului uh, auto respectiv al taximetristului. Uh, dacă sigur, discutăm aici de fete, vă rog să evitați de a circula pe scaunul din față dacă sunteți singure și dacă sunteți invitată de către conducătorul auto să stați pe scaunul din față, încercați să evitați acest lucru. Odată această discuție deschisă v-aș sugera de a evita de a vă mai urca în acel taxi. Dacă stați în municipiul București, sau dacă circulați cu metroul sau circulați cu trenul, de asemenea aveți anumite uh, drepturi și obligații. Așa cum vedeți și pe slide-ul care este în, uh, pe monitor, este uh, bine ca la momentul, și foarte civilizat, să-i lăsați pe cei care coboară, pe cei care sunt în metrou sau în tren să coboare, și abia apoi să urcați. În mod evident, încercați să urcați și să coborâți înainte de avertizarea celor care le, a mecanicilor de la locomotivă. De asemenea, o să vă rog să evitați să trageți semnalul de alarmă, fie că mergeți cu metrou, fie că mergeți cu trenul, în primul rând pentru că se blochează roțile, există anumite incidente, trenul frânează cu, cu mare putere și sigur pe lângă faptul că se pot accidenta călători și mai ales dacă nu există un motiv întemeiat, atunci o să aveți și responsabilități legate de uh, folosirea fără drept a acestui uh, acestui semnal de avertizare. Uh, bineînțeles. Dacă călătorim cu metrou sau tren, nu ne urcăm fără bilete. Dacă suntem uh, până în 10 ani avem o reducere, dacă, avem, dacă, suntem elevi trebuie să avem carnetul de note vizat, tocmai pentru a face dovada dacă suntem elevi și avem anumite reduceri sau drepturi pe călătoria cu trenul. Eu sper ca voi să nu fumați, dar pentru cei care aveți acest obicei, în metrou, în tren, nu fumăm. Încercați de asemenea să evitați să stați în dreptul ușilor. Nu ne sprijinim de ele, nu stăm în dreptul lor. Dacă avem, de exemplu, cum sunt anumite trenuri, au burduf între vagoane, sub nicio formă nu stăm în, acele, în, în acea porțiune a trenului pentru că nu avem siguranță. El este doar o zonă care face legătura între aceste vagoane, dar nu stăm între ele pentru că nu ne garantează siguranță. De asemenea, așa cum nu este civilizat să vorbim foarte tare la telefon pe stradă, așa nu este civilizat și nu este frumos să vorbim în primul rând mult și în al doilea rând tare la telefon dacă suntem în metrou sau dacă suntem în tren. Și dacă se poate, nici să nu luăm masa. Acum faptul că terasele sunt închise sau uh, magazinele care vând fast food nu, nu putem lua masa uh, la ele, aia nu presupune că trebuie să luăm masa uh, în mijlocele de transport, respectiv dacă discutăm de metro și dacă discutăm în tren nici atât. Faptul că chiar dacă călătorim mai mult timp, trebuie să înțelegem că putem prin uh, mâncarea pe care o avem, să deranjăm prin miros ceilalți călători. Bun. Dacă stăm, bineînțeles, în oraș sau nu stăm în oraș, dar mergem la bunici și putem folosi autobuzul, trebuie autobuzul. Dacă locuim și în orașe care au tramvai, discutăm și de călătoria cu tramvaiul. În toate aceste mijloace de transport în comun, toate, dacă nu respectăm regulile, călătorim fără bilet, nu respectăm regulile de bună conduită, putem fi sancționați contravențional de către, fie de către controlor, fie de către conducător auto care al acestor autobuze, trolebuze, tramvaie, care ne poate preda în, într o stație de tramvai și poate anunța prin stație controlorii sau, de ce nu, chiar pe cei de la uh, poliția. Așa cum știți, în mijlocul de transport sunt uși pe care se urcă, sunt uși pe care se coboară, tocmai pentru a nu se bloca acest uh, circuit al, uh, al călătorilor, a urcării și a coborării și așa mai departe. Asta pe lângă faptul că pe ușile de acces, la ușile de acces există acel aparat care se, vă puteți viza abonamentul sau vă puteți marca biletele de călătorie. Faptul că aveți bilet de călătorie, dar nu l-ați compostat, să știți că nu vă uh, absolvă de contravenția de a călători fără bilet. Dacă discutăm de: acest, de, a, de acest control trebuie să aveți grijă că persoanele care vă controlează trebuie să fie controlori autorizați, trebuie să fie controlori care sunt angajați ai regiei de transport, ei sunt să identifică cu legitimații, ar trebui să aibă și echipamente sau eu știu echipament special, dar dacă nu au oricum se legitimează cu, cu o, o legitimație. Mai mult decât atât, ei sunteți obligați de asemenea să vă declinați identitatea, adresa, dar nu vă pot reține actul de identitate. Nu vă pot coboră cu forța din tramvai. Nu vă pot da jos la o altă stație decât la cea la care vă doriți. Dar, în cazul în care refuzați, sunteți prinși fără bilet. Și refuzați să vă declinați identitatea sau, chiar dacă aveți bilet, mâncați semințe, faceți scandal, vorbiți foarte tare, în tramvai, ei de asemenea sunt obligați să vină să vă ia datele de identificare. Voi sunteți obligați să le dați, iar în cazul în care refuzați pentru oricare din aceste motive, ei pot apela la serviciul de poliție, iar odată într-o stație, o să vină organele de poliție, iar din acel moment deja intrați într-o altă sferă a responsabilității și, bineînțeles, de ce nu, și a răspunderii. Vă spuneam anterior, sigur, nu cred, adică, nu cred că vreunul dintre voi călătorește fără bilet, este firesc, mai ales că sunt localități unde aveți reducere, unde aveți scutiri, dar trebuie să respectăm regulile de bună conduită. Dacă discutăm și avem posibilitatea, și aveți posibilitatea, și veți putea circula în această vară și în continuare cu avionul. Bineînțeles că acolo lucrurile sunt oarecum diferite, acele bilete se achiziționează anterior, ele se rezervă, trecerea prin punctul de control din aeroport, se verifică toate aceste lucruri, ceea ce este foarte important de data asta, la momentul la care călătoriți cu avionul, aș putea să zic că chiar și cu trenul, dacă veniți și circulați în afara României, este de a avea grijă de a nu lua bagajul unei alte persoane. Vă văd copii, dacă sunteți însoțiți de părinți, sigur o să aibă ei mai multă grijă, dar dacă veniți singuri, deja aveți 16, 17, 18 ani și circulați singuri, foarte important să nu luați bagajul nicio alte persoane să o treceți punctul de control. Pentru că s-ar putea ca acea persoană să aibă un bagaj fie substanțe neautorizate, fie lucruri care pot fi furate, fie tot felul de alte aspecte sau alte lucruri pe care nu dorește să le treacă prin fruntul de control, tocmai pentru a nu fi prins și atunci încearcă să facă acest lucru cu voi. Repet, acest lucru se întâmplă la trecerea dintre frontiere, mai ales dacă circulați cu trenul sau cu autocare, este o situație similară. O să vă rog de asemenea, în timp ce vă povestesc câteva lucruri, să citiți ceea ce aveți în față pe monitor, pe slide, tocmai pentru a vă fi mai, mai ușor. Vă spuneam de asemenea legat de circulația în, peste graniță și în țările UE. Avem un drept de a călători, avem un drept de a munci în, af în, în, în afara României, oricând, ne putem deplasa uh, oriunde. Este foarte important să aveți și să solicitați, sau dacă plecați, să nu plecați, fie fără card de sănătate, fie să vă faceți asigurare uh, socială de sănătate. Pentru călătoria respectivă, pentru o perioadă, sfatul meu este să fie, chiar dacă este din ziua plecării. Asigurarea să fie cu câteva zile mai lungă decât perioada de deplasare. Da, adică să mă refer la asigurarea medicală să fie cu câteva zile mai mare decât ultima zi de călătorie. Pentru că dacă se întâmplă anumite lucruri, sigur nu ni le dorim, este bine ca și pentru câteva zile ulterior să avem această asigurare medicală până la vârsta de 18 ani în mod evident să fiți însoțiți de un major sau să fiți încredințați unui major care să meargă cu dumneavoastră. Dacă sunteți major, lucrurile sunt uh, diferite, toată responsabilitatea vă revine vouă. Bun, dacă sunteți uh, într o situație în care Părinții vă sunt despărțiți, aveți nevoie de o declarație de la celălalt părinte că puteți circula cu părintele în a cărui grijă sau cu care călătoriți. Bun, în mod evident, dacă se întâmplă un accident, dacă se întâmplă orice alt lucru, așa cum aveți dreptul de a suna în România la 112, în orice țară vă aflați, există un. Număr de telefon este bine că atunci când plecați să aveți cunoștință de acest număr de telefon de urgență, unde puteți suna pentru orice tip de, de o asemenea problemă. Bun. Concluzii. Așa cum le vedeți pe slide, indiferent că circulăm în România sau în orice altă țară, dacă discutăm pe. Circulația pe drumul public cu bicicleta până la vârsta de 14 ani nu putem circula pe drumul public. După 14 ani putem circula pe drumul public, repet, pe aceste piste speciale care și în România deja sunt oarecum uzuale. Cu autoturism ați înțeles, aveți 18 ani, luați permisul, puteți circula. Nu, degeaba aveți 18 ani, dacă nu aveți permis, nu ne urcăm la volan. Indiferent cu ce circulăm, nu circulăm sub influența băuturilor alcoolice sau, Doamne ferește, a altor substanțe. Dacă circulăm cu mijloc de transport în comun, ne luăm bilet sau avem abonament și respectăm regulile de bună cuvință. Iar dacă circulăm în străinătate, de asemenea, vă rog, înainte de a pleca, să. Studiați un pic regulile din țările respective. Ele, în principal, nu sunt diferite cu mult față de cele din România, dar există anumite reguli pentru fiecare țară în parte. Mă bucur încă o dată că ne-am auzit, că am fost împreună și o să ne mai auzim și o să ne mai și vedem într-o altă uh, emisiune. Astăzi, așa cum v-am spus, am avut în vedere și uh, o carte deosebită, respectiv elevul și legea a domnului uh, judecător Cristi Danileț prin concursul uh, atât al dumnealui cât și al uh, asociației Vedem Just. Vă doresc numai bine! Iar pentru cei care deja sunteți în vacanță, o vacanță plăcută!